A fost o noapte albă pentru cei care au numărat voturile pentru un parcurs european al Republicii Moldova. Peste 1.562.000 de cetățeni au participat la scrutinul prezidențial, iar pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, referendumul republican constituțional a trecut pragul de validare. Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare, potrivit cărora Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu se vor confrunta în turul 2. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la această oră au fost procesate peste 99% din numărul total de procese verbale. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, conduce cu 42% din voturi, urmată de candidatul Partidului Socialiștilor, Alexandru Stoianoglu, cu peste 26%. Aproape 14% din numărul total de voturi le-a acumulat Renato Usatăi. Topul este urmat de Irina Vlah și Victoria Fortună. La secțiile de votare s-au prezentat 1.562.238 de alegători, ceea ce reprezintă 58.67% din numărul alegătorilor incluși în listele electorale. Cea mai înaltă rată de prezență în țară s-a înregistrat în raionul Dondușeni. Cea mai scăzută rată a prezenței a fost înregistrată în raionul Basarabeasca. Cât privește referendumul pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, acest exercițiu democratic este validat. Potrivit datelor preliminare prezentate de CEC, după numărătoarea 99% din procese verbale, pentru da au votat puțin peste 50% dintre alegători, iar pentru nu puțin peste 49%. Pentru ca referendumul republican să fie declarat valabil, la el trebuie să participe cel puțin o treime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. Legea se consideră adoptată dacă pentru aceasta a votat majoritatea cetățenilor care au participat la referendum. Datele arată că doar 10 raioane din Republica Moldova au votat da la referendum. Este vorba despre Telenești, Călărași, Nisporeni, Hâncești, Ialoveni, Cantemir, Anenii Noi, Strășeni, Criuleni și Chișinău. În restul raioanelor, oamenii nu au susținut modificarea Constituției privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau au susținut într-un număr foarte mic. Conform informațiilor deținute, în secțiile de votare deschise peste hotarele țării s-au prezentat la urne peste 240.000 de alegători. După închiderea secțiilor de votare, din statele în care sunt organizate birourile electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență, a demarat procedura de numărare a buletinelor de vot, recepționate prin plic. În acest fel au fost deschise cele 1.344 de plicuri. Datele preliminare mai arată că peste 168.000 de basarabeni din diasporă au spus da la referendum, însă procesele verbale continuă a fi procesate. Pentru că niciun candidat la alegerile prezidențiale nu a acumulat cel puțin jumătate din voturile alegătorilor, peste 2 săptămâni în Republica Moldova va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin.